Am făcut referire și la al doilea punct. Este vorba de asocierea producătorilor agricoli. Și revin la faptul că, preponderent, noi în județul Vaslui ne ocupăm de agricultură. Nu o să mai meargă cu acele exploatații care nu au personalitate juridică în județul Vaslui, care au o suprafață de 1,7 hectare. O familie, nici măcar subsistența, nu se va mai putea asigura din acea suprafață, pentru că vedem și noi cum s-a schimbat clima. Și atunci, viitorul agriculturii, dacă nu avem ferme mari, și avem câteva sute de ferme, sunt peste 600 de exploatații agricole cu personalitate juridică în județul Vaslui, va fi asocierea, indiferent de formă, că sunt asociații, că sunt cooperative agricole, că sunt grupuri de producători. Pentru că ei, unindu-se, pot să achiziționeze utilaje, pot să intre pe piață și ați văzut ce bătălie este cu supermarketurile. Dacă te duci ca persoană fizică cu 1,7 hectare, nu ai nicio șansă să intri la un supermarket. Dar dacă ai făcut o asociere, este clar că altfel discuți, supermarketurile vor garanția că pe o anumită perioadă de timp au o anumită cantitate livrată și de anumită calitate. Și atunci, acesta va fi viitorul. Eu am fost la o asemenea cooperativă în Cluj, unde iau contractele cam cu toate supermarketurile care se găsesc în Bârlad sau care vor veni în Bârlad, fără să le nominalizez. Să știți că producția respectivă era de o calitate mult mai bună, chiar și decât cea pe care o găsim în piață, pentru că în piață producătorul aduce tot ce strânge el. Dincolo la supermarket sunt anumite standarde. Și de asta spuneam că vom sprijini, vom găsi scheme de finanțare, care, bineînțeles, că vor fi prezentate în programul în această seară. Aseară, domnul Ludovic Orban a făcut câteva referiri la un post de televiziune în care a spus despre sprijinul tinerilor fermieri, despre sprijinul asocierii. Dar ele fiind dezvoltate, tot la fel vom prezenta într-o conferință ulterioară concret care sunt pașii.